Recent, primarul lui Ioan Mureșan din Comuna Coșei au fost înmânate într-un cadru festiv trofeul și diploma primar de 3 stele de către președintele Asociației Comunelor din România. Se recunoaște astfel truda pe care a depus-o mai bine de un deceniu în slujba comunității. L-am rugat pe primedilul de Coșei să ne prezinte câteva din realizările din ultima vreme făcute într-un folosul semenilor săi. Domnule primar, Comuna Coșeiu este printre primele sau chiar prima din județ care a avut acum mai bine de 10 ani aducțiune de apă. Cum ați reușit ca să realizați acest obiectiv, de altfel destul de important pentru cetățeni sau chiar foarte important pentru cetățenii Comunei Coșeiu? Deci aș dori să vă spun bună ziua și bine ați venit în Comuna Coșei. Ne bucură prezența dumneavoastră deci la noi în comună și aș vrea să vă spun că alimentarea cu apă a fost o realizare foarte mare pentru că am fost primul program pilot SAPARD, unde am fost 3 comune pe țară, deci Comuna Coșei, Comuna Belciugatele de la Călăraș și Comuna Rogova de la Mehedinț. Acest proiect s-a realizat deci în 2001. Deci în data de 5 noiembrie 2001 a curs prima picătură de apă deci pe robinetul din comuna noastră. De atunci avem, în acest an împlinim 10 ani, este un proiect foarte mare care a fost cu multe greutăți la început, dar pe parcurs le-am rezolvat și la ora actuală funcționăm cu mici probleme ca la orice instalație, dar acest proiect constă în alimentarea cu apă, deci un foraj la 65 de metri apă arteziană cu un debit între 8 și 9 litri pe secundă, avem o stație de pompe, o stație de clorinare, două rezervoare de 250 de metri cubi, avem 75 de cismele, 70 de hidranți de P80 și avem 20 de kilometri de rețele. Plus, avem 600 de abonați, am introdus apa în toate instituțiile publice, cămine, școli, primărie și cetățenii, deci la ora actuală au racordat apa cu cismea, unii și-au introdus în casă cu bazin vitanjabil sau fosă septică. Programul de canalizare impune niște reguli și un număr de populație care la ora actuală comuna noastră nu dispune deci de peste 2000 de locuitori. Dar până în 2018, după cum se știe pe acel program național, toate comunile, satele vor fi canalizate. Noi sperăm că în viitorul apropiat vom beneficia și noi de această canalizare, dar mi se părea normal sistemul cum se lucrează. Mi s-ar părea normal, având alimentare cu apă, concomitent să se dea finanțare și pentru canalizare, deoarece să strică de două ori infrastructura. Și ar fi benefic pentru tot și nu s-ar mai face atâtea cheltuieli raportat la această lucrare, decât s-ar face concomitent canalizarea apă. Din fericire, domnule primar, știu că în Comuna Coșeiu natalitatea nu este în scădere, ba dimpotrivă. Există mulți școlari, există și grădinari, vlăstarele comunei. Spuneți, vă rog, cum ați reușit ca să îi găzduiți, cum ați reușit ca să reparați sau să faceți, să construiți lăcașurile în care aceștia studiază sau se joacă? Deci aș dori să vă spun că în Comuna Coșei școlile sunt puse la punct datorită faptului că am început în 2005, s-a început un program al județului pe CES 2005, și în 2007 am construit o școală nouă cu clasele 1-4 și grădinița la Chilioara. Un program deci foarte binevenit pentru comuna noastră, pentru că școala de acolo era într-o situație foarte critică și chiar am fost obligați să schimbăm accesul copiilor pentru că era niște pereți deplasați. S-a mai construit o școală nouă la Archid, care găzduiește un număr mare de copii și acolo era o școală din cârpici care, după două luni, după o reparație capitală sau reparațiile anuale, toți pereții erau crăpați. Deci această școală putem să o vedem în teren în momentul când o să ne deplasăm să vizităm comuna.
Școala de centru s-a modernizat, acoperiș s-a făcut învelitoare nouă, geamuri termopan, încălzire centrală, grupuri înăuntru, s-a făcut drenare curță, că școala e amplasată pe un teren lăștinos, s-a pietruit curtea, plus este un proiect în continuare care ar necesita încă cam 3 miliarde jumate sau 350 de mii noi, care ar continua cu placare cu polistiren, interioarele, parchete noi și celelalte. Noi sperăm că în anul ăsta, anul viitor, să putem finaliza și această lucrare. E cunoscut faptul că era o problemă cu dispensarul în comuna dumneavoastră, domnule primar. Spuneți-mi, vă rog, dacă această problemă s-a rezolvat, dacă la ora actuală există medic în comună. Deci aș dori să vă spun de la început că problema dispensarului a fost stringentă datorită faptului că dispensarul care l-am avut a fost într-o locație care aparține Bisericii Reformate. Ei în anul 2005-2006 au revendicat acest spațiu. De atunci nu s-a reglementat această problemă și n-am putut rezolva problema cabinetului medical ani de zile, iar ivindu-se o oportunitate de a cumpăra un spațiu de la cooperație, am cumpărat un spațiu nou de la cooperație și l-am amenajat. La ora actuală dispune de un dispensar modern la norme europene care începând din 2011 a intrat în funcțiune datorită faptului că am fost dispersați la mai mulți medici de familie, pentru că medicul care l-am avut a decedat, doctorul Pop, și perioada dacă dispensarul care l-am avut înainte nu a putut fi omologat, autorizat, pentru că nu s-a mai putut face intervenții și reparații, pentru că, după cum știm, un bun care este revendicat nu ai voie ca să faci investiții pe perioada până când se reglementează problemele juridice acestui imobil. De altfel, pot să vă spun că nici astăzi nu este reglementat și acest spațiu care l-am cumpărat de la cooperație l-am pus la punct și odată cu finalizarea lucrărilor în 2010, de acum, din acest an, din luna martie, avem un medic cu data de 1 aprilie, a intrat în pâine, cum s-ar spune, și acum sperăm ca pacienții care sunt dispersați la mai mulți medici din Zalău să se reîntoarcă în cel mai scurt timp, pentru că medicul este permanent în comuna noastră și va asigura condiții bune pentru locuitorii comunei Coșei. Domnule primar, comuna Coșei se află printre cele 16 comune ale Sălajului, ale căror proiecte pe măsura 322 a devenit eligibil. Felicitări pentru această reușită și aș vrea să ne spuneți la ce se referă acest proiect, mai clar obiectivele pe care o să le realizați prin acest proiect. Aș dori să vă spun și vă mulțumesc de felicitare, dar problema acestui proiect în măsura 322, deci ne regăsim între cele 295 de proiecte ale României, în comuna Coșei este prins pe acest program. Aproape 17 km de uliță asfaltate, care se vor asfalta, deci în comună, sunt două cămine culturale reabilitate, un after school, podeață și două poduri mari. Deci, odată cu implementarea acestui proiect, se rezolvă o mare parte din problemele comunei, pentru că am mai făcut lucrări pe FRDS-ul sau pietruiri de uliță, dar nu a fost o sumă de bani suficientă pentru a le pune la punct ca să fie în condițiile cele mai bune. Dacă proiectele pe care le are pregătite pentru viitor vor prinde conturul realității, Ioan Meseșan poate afirma că n-a trecut prin primărie ca umbra pe apă. A lăsat ceva în urma sa, ceva în folosul obștii a celor care i-au acordat încrederea.